Bună ziua, bună ziua! Ne aflăm la Tulcea, mergem pe strada Soarelui să facem o frumoasă surpriză doamnei Serghei Angela, care astăzi face o frumoasă vârstă. Prinde la buchetul vieții al 53-lea trandafir. Noi o să facem o glumă cu doamna Angela, o să zicem că 35 de ani. Surpriza vine din partea, nu vă spun din partea cui vine surpriza, urmăriți clipul și veți vedea. Aici vom avea și a doua surpriză. Bună ziua, bună ziua! Doamna Angela! Bună seara, bună seara, bună ziua, pardon, m-am și intimidat și eu, bună ziua, da, dar acum e seara, merge. Doamna Angela, căutăm și noi suntem de la surprize la domiciliu Tulcea. Dumneavoastră? Dumneavoastră, sigur, da. Stimată doamnă, ne aflăm aici datorită faptului că am aflat că astăzi faceți o frumoasă vârstă. Prindeți al 35-lea al 53-lea trandafir la buchetul vieții. Adevărat, da? 53, da? E, cu această ocazie, cineva ne-a trimis să vă facem ziua un pic mai frumoasă, să vă ureze prin intermediul nostru una mulți ani. Bănuiți așa, aveți idee cam cine? Vă da la primele de așa? Da, da. Aoleu. Cam cine credeți? Soțul meu. Și dacă nu-i soț? Poate-i mori. Aoleu. Repede la soț. Și dacă nu-i soțul? Amantul. Aoleu. Ei, ca să, așa, avem o dedicație muzicală care cu siguranță o să te ajute să-ți dai seama de la cine vine surpriza. Și un mesaj ceva dulce, un buchet de flori. Ascultăm melodia mai întâi și apoi tragem concluziile. Am văzut sute de femei, dar m-am oprit la ochii tăi. Un mic sărut copilăresc, cât am ajuns să te iubesc. Acum sunt un om fericit, mă simt iubit și împlinit. Am lângă mine ce vreau eu, femeia sufletului meu. Cea mai frumoasă, cea mai frumoasă este soția ce-o am acasă. E singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția ce-o am acasă. Nimeni pe lume n-o să poată să ne despartă. Peste noi, dar am rămas tot amândoi. Și încă o viață de-aș avea, doar tu vei fi dragostea mea. Și vor mai trece ani și ani, copiii noștri vor fi mari. Și noi la fel ne vom iubi, la fel de mult ca-n prima zi. Cea mai frumoasă, cea mai frumoasă este soția ce-o am acasă. E singura fi
și adinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția, ce-o am acasă. Nimeni pe lume n-o să poată să ne despartă. Cea mai frumoasă este soția, ți-o am acasă. E singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția, ți-o am acasă. Nimeni pe lume n-o să poată să ne despartă. La mulți ani. Cu siguranță ți-ai dat seama și ai avut dreptate aici și din prima. Am vrut eu să amant, n-am mers. Și avem și un mesaj pentru tine, care zice cam așa. Un mesaj scris cu dragoste și iubire, care zice cam așa. Draga mea, ziua de azi este una cu adevărat specială. Mă bucur că putem petrece această zi, cu toate că sunt departe, și că pot să-ți spun sincer că te iubesc. Îți urez tot ce îți dorești, liniște, fericire și sănătate, să uiți de toate grijile tale și să te bucuri de ce ai în jurul tău. La mulți ani, soția mea dragă, cu dragostea al tău soț. Dacă vrei să-i transmiți ceva, poți să o faci. Te și vede, te și aude, este aici prezent cu noi pe calea undelor. Îi mulțumesc că există în viața mea. Și iubesc și eu mult, mult, mult. Cu siguranță și el te iubește mult, 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 mult. Poți să spui și tu, Codruș, ceva? Sau ai rămas blocat? Blocat, dacă... Toate cele bune și Doamne ajută!